Șeful statului pare că s-a săturat de neputința liberalilor de a forma un nou guvern. Nici încercările lui Nicolae Ciucă nu au fost încununate de succes. Depunerea mandatului de către acesta l-a determinat pe Claus Iohani să le transmită liderilor liberali să înceapă negocierile cu PSD pentru formarea unui guvern stabil. Șeful statului a renunțat la refacerea fostei coaliții, care în urma plecărilor oamenilor lui Orban nu ar asigura stabilitate unui viitor executiv. Decizia lui Iohannis ține cont și de situația politică actuală care arată o scădere a PNL în preferințele românilor, partidul ajungând sub 20%, dar și de creșterea în sondaja a PSD, care se situează la un scor dublu față de liberali. Un prim semn al viitoarei colaborări PNL-PSD a fost dat astăzi prin desemnarea lui Sorin Grindeanu, drept președinte interimar al Camerei Deputaților chiar dacă fără votul liberalilor care s-au abținut pentru a accede la guvernare socialdemocrații forțează mâna PNL ei vor pe lângă șefia permanentă a Camerei Deputaților un număr egal de ministere cu PNL dar și funcția de premier susțin surse PSD